Cernavodă are un sistem de încălzire centralizat în acest moment. Beneficiază de resurse importante, respectiv energia termică produsă de centrala nucleară electrică de la Cernavodă, la un preț rezonabil și în condiții destul de bune. Cantitatea de energie pe care centrala o produce în acest moment asigură apa caldă și căldura tuturor abonaților care sunt branșați în prezent, propunerea primăriei, care a fost făcută în urmă cu 2-3 ani de zile și reluată anul trecut către Ministerul Dezvoltării Regionale, a fost aceea de a extinde rețeaua de alimentare cu energie termică în tot orașul. Astfel încât toți consumatorii industriali sau casnici din Cernavodă să beneficieze de energie termică în sistem centralizat. Dacă în alte localități și în alte zone din țară tendința este de a se merge pe un sistem individualizat sau cel mult pe un quartal, pe o scară de bloc, la Cernavodă se pune problema ca acest sistem centralizat să se dezvolte, să crească din punct de vedere calitativ și cantitativ. Se desfășoară două investiții în același timp. O investiție este făcută de operatorul producător de energie termică, vorbim aici de centrala nucleară electrică de la Cernavodă, și pe această cale, în numele primăriei, eu aș dori să le mulțumesc pentru faptul că au această inițiativă, respectiv dezvoltă centrala termică proprie, vor avea un aport de energie termică mai mare pentru oraș, care va duce la asigurarea cu energie termică, începând cu 2019, a tuturor locuitorilor din Cernavodă. În același timp, primăria, cu ajutorul Ministerului Dezvoltării Regionale, pe un proiect foarte mare, aș spune eu, un proiect în care inițial au fost alocate 16 milioane de lei, iar după licitații suma a mai scăzut datorită faptului că prețurile din licitații au scăzut această valoare, undeva la 11 milioane de lei. Deci Ministerul Dezvoltării este cel care asigură mare parte din sumele necesare dezvoltării rețelei. Primăria a făcut 5 pachete de lucrări, a pus în sistemul electronic de achiziție aceste lucrări într-o licitație publică. 4 operatori au câștigat cele 5 pachete, un operator a câștigat 2 pachete, iar celelalte 3 pachete au fost câștigate de câte un operator individual. S-au realizat proiectele tehnice în iarna trecută, iar din primăvară s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Sigur, în funcție și de complexitatea lucrării și de zona în care lucrează, știindu-se că solul în Cernavodă este unul destul de dificil și sunt necesare lucrări de protecție a maluri atunci când se fac săpături, de protecție împotriva inundațiilor atunci când plouă aluviuni și chiar există posibilitatea să se producă alunecări de teren. Deci, cu toate precauțiile necesare, constructorii au lucrat în această vară. 4 din cele 5 pachete sunt foarte avansate. La 2 dintre ele lucrările s-au încheiat. La 2 lucrările sunt în proporție de 90% executate, iar la cel de-al 5-lea lucrările sunt cam la 50% în acest moment, dar există promisiunea ca în primăvară, după ce trece vremea rea, să se finalizeze aceste lucrări. Mai mult decât atât Autoritatea Națională pentru Energie, dar și Ministerul Dezvoltării Regionale au dispus finanțarea în continuare a acestei lucrări, având în vedere importanța, dacă doriți, și ca exemplu în România, că sistemul centralizat de termoficare poate să asigure un confort deosebit, poate să asigure utilitatea necesară, respectiv apa caldă, și de asemenea prețul poate fi unul care poate fi accesat ușor de populație, fără să înregistreze facturi care să îi sperie pe consumatori și să determine să se debranșeze. Cel mai important e că e un sistem relativ nou și că primăria deja privește în perspectivă și realizează rețele de alimentare cu energie termică în perspectiva branșării la centrala nouă, centrala termică nouă a centralei nucleare electrice. Eu cred că e un proiect interesant de dezvoltare, poate fi un exemplu pentru alte comunități, iar din punct de vedere al consumatorului cernavodean, eu cred că atât confortul, cât și prețurile la care este asigurat acest confort sunt foarte atractive și determină pe oameni să rămână în sistemul centralizat. Au fost împărțite pentru extinderea termoficare în 5 loturi și ăsta va fi lotul cel mai mare, în care ați văzut și un punct termic acolo, deci până la
sfârșitul mandatului vrem să termoficăm tot orașul. Asta este planul nostru. Mai este o parte care s-a dat în folosință, e vorba de agentul primar, care s-a dus pe prelungirea Seimeni. Și deci toată zona asta va fi termoficată. Fiecare cetățean este racordat. Deci se face cu tot cu racordare la fiecare cetățean. Vrea, nu vrea, noi ducem racordul, dacă vrea să se racordeze, bine, dar nu cred că vrea să stea cineva cu lemne când agentul termic este foarte ieftin la noi în față de România. De partea cealaltă și noi lucrăm la o nouă strategie de termoficare, care este în curs de proiectare, să spun așa, și va fi în colaborare cu operatorul local de termoficare și cei de la centrala nucleară, astfel încât să mergem în paralel cu ce vor proiecta dânsii ca și capacitate și noi ca capacitatea de preluare sau de consum, să ne sincronizăm astfel încât să reușim să asigurăm în următorii ani agent termic pentru toți locuitorii orașului și să poată fi și asigurat din partea centrală. Proiectul se referă la construirea a 4 puncte termice noi, va acoperi cartierul nou din partea de nord a orașului Cernavodă și vor fi realizate rețele termice secundare ce vor deservi cele 4 puncte termice construite nou într-o lungime de aproximativ 10 km, mai exact undeva la 9 km 600. Totodată se vor asigura racordarea aproximativ 750 de locuințe prin acest proiect. Conductele sunt de ultimă generație, respectiv conducte din oțel preizolate termic pentru o eficiență termică ridicată și la nivelul de calitate actual. Au fost probleme pe zona de termoficări. Avem un lot unde s-au rupt maluri, chiar temporar nu au mai fost accese ieșire sau intrare la proprietăți, s-a intervenit pe situații de urgență, s-a eliminat pericole, deci solul din Cernavodă ne oferă anumite provocări. Finalizarea preconizăm că va avea loc undeva în vara anului următor.